Are calități de lider. Se implică în diverse proiecte pentru a promova imaginea instituției în care învățăm. Decentă și este mereu pregătit pentru ori. E o persoană tânără, energică, care luptă mereu pentru binele nostru. Se iscă, voi, situații intenționate, dumnealui intervine și totul se rezolvă. Ne ascultă când apelăm la dumnealui și ne oferă posibilitatea de a ne exprima. Nu și liber cu noi, cu toate că uneori pare exigent. E optim, mereu în mișcare, e receptiv la solicitările noastre. De seriozitate și responsabilitate, în tot ce face, de bune suflet. Domnul Ion ne încurajează mereu și ne motivează spre învățare. Cunoaștem nu numai în calitate de director și profesor, dar și în calitate de un posedean bun și un gospodar de treabă. Capabil să ajungă la sufletul elevului, determinându-i spre învățare. Este respectuos și înțelegător, nu ne discriminează. Frumos și demn de urmat, de dovadă de o atitudine respectuoasă, e prietenos și frumos cu noi, are simțul umor. Nu ne critică, dar mereu are sfaturi utile pentru oricare. Nu l-am văzut niciodată trist, mereu e bine dispus. Profesor perseverent, dar binevoitor oricând. Bucurcine, e amabil. E o persoană indulgentă, căci când greșim ne oferă multe șanse de a ne corecta.